Continuăm, suntem alături de doamna Angela Zarujanu, este managerul Teatrului Municipal Matei Vișnec din Suceava. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, doamna Adriana Dascăl-Bulină! Bună dimineața, Domnicu Roșu! Salut pe toți cei care ne urmăresc și mă bucur că mă aflu aici cu dumneavoastră. Mulțumim! De mult plănuim să vă aducem aici, să vedeți lucrul acesta frumos și în timpul emisiunii, nu doar în alte momente. Găsiți de toate aici și oameni buni și oameni frumoși și loc în care să se desfășoare, iată, până chiar și emisiuni. Da. Ce să mai zicem de alte activități, gen, nu știu, ateliere. Vă felicit, ideea este excelentă pentru această emisiune. Deja m-am gândit și eu și teatru să venim aici să facem un eveniment, poate chiar și două, perioada festivalului. Se pretează foarte bine, atmosfera este minunată. Cărțile alături poți să faci niște lucruri extraordinare. Festivalul de teatru, care știm foarte bine, la Suceava se desfășoară și în locuri mai inedite, nu doar în sala de spectacole, în diferite zone la care probabil că nici n-ai visa că ai putea să găsești ceva legat de teatru. Mi-aduc aminte la un moment dat, nu mai știu exact dacă era în cadrul festivalului, dar știu sigur că era teatrul din Suceava care juca în fața unei scări de bloc în Fărticeni. Așa este, printre primele spectacole, dar trebuie să facem un pas către comunitate, către public, să fim mai aproape și atunci noi trebuie să dăm tonul. Și găsim locuri inedite unde se pot desfășura spectacole ca să atragem publicul care în mod inevitabil se oprește și urmărește un spectacol. Și își pune întrebări. Bineînțeles că aceste spectacole nu sunt spectacole elaborate cu un decor sofisticat, că nu este posibil, dar reușim întotdeauna să găsim acele spectacole care să putem să le jucăm în cât mai multe locuri din Suceava. La Rădăuți. Da. Sigur, asta știu. Da. În autobuze ați jucat. Da. În Parcul Tătăraș. Parcul Tătăraș, spectacol în fața pentru copii. Teatrului. În chiar. Fața teatrului. În, bine, și în, la universitate. La universitate. Deci, deja acolo e... Da. Dar tot în parc, nu? Nu, am jucat în auditoriu. Da. Tot o seară și continuăm și anul acesta. Da, o seară de spectacole, dar nu este pentru teatru, dar pentru găsim întotdeauna și ne adaptăm să putem să avem și acolo spectacole. Cum v-ați adaptat și acum de Ziua Națională a Culturii? Da. Când ați anunțat desfășurarea de forțe în spațiul expozițional al teatrului, vă așteptați la 100-200 de copii care să participe și maxim 100, acolo, maxim 100, da? Și când acolo au venit și au tot venit și au tot venit până când ați hotărât, gata, până aici ne mutăm în sala mare. Și a fost un succes uriaș, aș îndrăzni să spun, al acestui foarte, foarte frumos proiect pe care l-ați gândit și l-ați depus la Ministerul Culturii și ați primit, iată, aprobare și apoi a ieșit ce a ieșit. 3 zile de spectacol al cuvintelor, îmbrățișarea poeziei cu teatrul, minunat. Felicitări! Da, ne-a ieșit. Acest eveniment. S-a bucurat în special conceput pentru tânăra generație, cel puțin prima și a treia zi, dar și publicul larg și adulții au fost prezenți. Bineînțeles că prezența maestrului Matei Vișnec a dat consistență și savoare acestei întâlniri cu povestirile pe care le-a depănat, referindu-se la poeții pe care a cunoscut de-a lungul vremii, cu poveștile pentru copii, recitalul de poezie care a avut un mare succes. Mă gândeam, tot așa ca și prima zi, zic, dacă o să se înscrie câte 20 de copii maxim la fiecare secțiune, e foarte bine. Au fost 3 secțiuni. Da, 3 secțiuni, de dimineață până seara. Da. S-a răsunat teatru.
de poezii rostite de la cei mai mici, de la 6 ani până la 18 ani, și toată lumea a plecat și a zis, sper că faceți și la anul. Păi n-aveți încotro. Da, am acum reușit, chiar nu mai aveți încotro, da, la cât lume s-a alăturat proiectului și câți copii s-au înscris și ce nebunie a fost. Și cred, da, că și maestrul, da, Vișniec este copleșit. A fost foarte încântat, da, da, foarte, foarte mulțumit. Când a văzut atâția copii, zici, uau, ce de-a copii aici și toți interesați. Deci a fost un eveniment care arată că există oameni interesați de cultura Suceava, se face cultură în Suceava și trebuie să continuăm pe acest drum. Și dacă vine inclusiv tânăra generație la astfel de activități, e chiar, da, o chestie faină de întotdeauna tot. Întotdeauna când fac ceva, mă gândesc și la tânăra generație, pentru că ei sunt viitorul și trebuie să, de mici să-i pregătești, să le sădești dragostea față de cultură, de teatru, pentru că de asta suntem aici, suntem ai comunității și avem o misiune pe care trebuie să ne o îndeplinim. Asta mi-a plăcut întotdeauna. Teatrul e deschis pentru oricine, pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, pentru bătrâni, și nu numai cu piesele de teatru, cu diverse alte activități, cu vernisaje, cu lansări de carte, cu tot felul de ateliere. E extraordinar și lumea vine la teatru ca acasă și nu pot să uit ce a zis Matei Vișniec la deschiderea festivalului de anul trecut, dacă nu mă înșel. Veniți la teatru, este casa voastră. Da, și lumea a primit mesajul ăsta așa cum trebuie. Și ca să continuă, trebuie, împreună desfacem noduri existențiale. Da. Da, suntem pe un drum bun pentru că avem susținerea publicului. Avem spectacole care se bucură de interes. Mi-am păstrat promisiunea care am făcut-o pentru părinții copiilor mici, de a avea cel puțin o dată pe lună un spectacol pentru copii special. Noi nu facem spectacole decât pentru copii. Avem câteva care îmbină publicul cel mic cu cel mare, dar avem o colaborare foarte bună cu Teatrul Vasilache din Botoșani și aducem câte un spectacol. Și dacă până anul acesta aveam spectacole dimineața numai, la 11 și la 1, ceea ce permitea să se vină organizat de la școală, de la grădiniță. Așa. Am introdus și un spectacol de la ora 17, pentru că m-am gândit că ce este mai frumos decât să vină copiii însoțiți de părinți, da, la teatru. O idee care a fost îmbrățișată astfel încât primele bilete care s-au epuizat au fost cele de la ora 17. O idee bună, așa. Da. Părinții să vină copiii la teatru, să petreacă împreună într-o după-amiază, o dată sau cel puțin o dată pe lună, cu copiii. Un timp, da, prețios, da, un timp de neuitat, da, și pot să vă, da, spun asta din proprie experiență. Luca, la ora de română, i-a povestit doamnei că a fost la teatru cu mama și l-a întrebat care a fost piesa ta favorită și a spus Münchhausen. Ca să vă dați, da, seama, da? Ce fain, deci, ce frumos. Un tânăr de 15 ani la clasa de fotbal de la liceu cu program sportiv Botoșani, da? Și acest tânăr care să și spună de ce i-a plăcut. Toată profesoara admirația. A rămas toată impresionată, da, și nu contenea să-i mai pună întrebări de acum. De acum fiul ce zicea, frumos, m-a ascultat jumătate de oră. Nu era... Nu era obișnuită. Era foarte interesată. Și i-a plăcut. A fost foarte entuziasmat și el. A luat 9, n-a luat 10, dar... Foarte bun. E o notă foarte bună și nouă. Da. Doamna Zarojanu, am tras cu ochii în agenda noastră de la redacție, făcând deja programări pentru emisiunea noastră pentru luna martie. Ce am văzut acolo, deja scris, 6 martie, femei de succes. Ce ne pregătiți? Mă gândeam eu, oare ce mai pregătește doamna Zarojanu? Că în fiecare an aduceți câte ceva nou, da, inedit, minunat. Da. Ne puteți spune? Vă invit spune? Cu mare drag, vă invit cu mare drag. Mulțumesc, 6 martie.
Da, pot și da și nu. În sensul că eu știu că ce vorbești, vorbim aici, aici rămâne. Da, da. Așa. Dar vreau să fie o surpriză. Ce pot să vă spun este așa, că anul acesta mamele sunt în centrul atenției. Ok. Mamele care ne inspiră. Vor recita câte o poezie despre mamă. Cei trei laureați la concertul, la concursul de poezie, pentru că am considerat că așa este frumos și așa este necesar ca ei, după ce au obținut aceste rezultate foarte frumoase, continuitate cumva cu teatrul, exact, nu? Exact, și au acceptat toți invitația. Ce frumos. Și s-a mai alăturat și Mihăiță Ciobanu. Cine este Mihăiță Ciobanu? Este cel mai mic actor al teatrului Matei Vișnic, cel care joacă în Livada. Băiețelul acela simpatic, așa, care va veni și el. Ceea ce pot să vă mai spun este că vom avea un concert cu muzică națională și internațională, cu piese celebre. Un concert susținut de o orchestră alcătuită din 41 de artiști, care sunt profesori la Colegiul Mihai Eminescu, elevi profesioniști, dirijată de domnul profesor Valentin Ianoș. Am înțeles. Și, bineînțeles, că trebuie să avem invitate niște mame. Nu prea pot să vă spun cine sunt aceste mame, pentru că nu le cunoașteți. Sau puțin, le veți descoperi pe parcursul evenimentului. Da. Și noi, organizatorii, bineînțeles că în parteneria cu Teatrul Matei Vișnec, am început deja să pregătim acest eveniment, care sunt sigură că va aduce bucurie, va aduce fericire și, mamă, ce mai frumos decât să mulțumești mamei. Da, sunt de acord. În 6 martie, așadar, o nouă ediție a acestui eveniment Femei de Succes, un proiect al dumneavoastră. Când a pornit și cum a pornit? Anul acesta este a 13-a ediție. Suntem deja o echipă care suntem organizatoare de câțiva ani cu partenerul care tradițional, sunt, Televiziunea Intermedia, bineînțeles, Cătălina Bicolavie, bineînțeles, cu dumneavoastră de atunci, pe scenă, moderator acolo. De 13 ani suntem împreună și nu numai, cu firma doamne Cătălina, Cristina David, Manuela David, Nicoleta Daneliu, am pornit de acum 13 ani și continuăm în acest proiect. Mulțumim Intermedia, mulțumim pentru susținere. Și a pornit în ideea că am văzut că se vorbește prea puțin în comunitate despre femei. Femei care au rezultate, femei care fac lucruri deosebite, care poate dintr-o anumită reținere, timiditate, nu erau cunoscute, în, da. Și atunci, având în vedere că acest lucru am considerat eu că ar putea să aducă un plus societății prin cunoașterea acestor femei remarcabile. Care să devină exemplu, da, până la urmă, nu? Am început timid acest eveniment într-un alt format, dar deși la prima ediție au fost cred că vreo 70 de invitați, nu ne-am descurajat, am continuat, au fost forma unor gale, pentru că trebuia să găsim o modalitate de a le cunoaște, de a veni evidenția. În evidenția, de a spune ceea ce fac. Și după aceea am îmbogățit spectrul, am îmbogățit programul, aducând invitate speciale și ceea ce a dat mult mai multă valoare evenimentului într-un fel, pentru că este susținut într-adevăr și în continuare
de femeile valoroase din municipiul Suceava și nu numai, de asemenea și de bărbați, pentru că dacă la început publicul a fost preponderent feminin, în momentul de față lucrurile s-au schimbat, ceea ce s-au echilibrat. Ne arată, da, ceea ce ne încurajează. Da, da. Pentru că mai avem doar vreo 3 minute. Așa repede? Trebuie să vă rog să vă răspundeți la întrebarea zilei. Care a fost visul dumneavoastră și cum v-a schimbat această experiență? Și să-mi spuneți ce aveți în lucru acum la teatru. Da. Aveți niște producții în lucru. Visul meu de când era mică? Da. Dar pot să vă spun visul meu când era mică, pentru că în clasa a 5-a, în momentul când doamna dirigintă așa a început, haideți să vă cunosc voi ce vreți să ajungeți când deți mare. Și eu am scris actriță. Și acum conduceți. Și acum am ajuns, da, și am zis că se închide la un moment dat cercul. Am uitat, mi-a adus aminte când am intrat la liceu, bineînțeles că îmi schimbasem între timp planurile, și pregătim Căpșuni de zăpadă. 10-11 februarie premieră. Vă așteptăm cu mare drag. Un spectacol în regia lui Cosmin Paraite. O să vă placă întâlnirea unor foști elevi de liceu, atât vreau să vă spun, și discuțiile pe care le au. Se întâlnesc la un moment în viața lor personală, datorită unui eveniment care s-a întâmplat. Occident Express, pe data de 25 februarie premiera, varianta în limba română, pentru că este un spectacol care s-a bucurat de foarte multă apreciere și vrem să-l jucăm mai mult în România și am simțit nevoia și au solicitat și spectatorii să-l jucăm în limba română și nu la martie începem lucru la spectacolul cu care vom deschide Festivalul Internațional de Teatru, Zilele Teatrului Matei Vișnic. Minunat! Ce să zic? Suntem aproape, vă susținem vă mulțumim, proiecte, vă credem mulțumim. Foarte mult în, în nevoia de teatru. Nicu, ce vrei să întrebi pe doamna Zarăjoan? Uite, mai nu mi-ați amintit ceva, dacă eram copil, era o emulație pe acolo, pe la noi, pe la Vico de Jos, așa, o trupă de teatru, de amatori, profesori, învățători, oameni din, din sat, da, care interpretau pe scenă piese celebre, printre care O scrisoare pierdută, dar și Ochiul soacrei. Ochii soacrei, o dramatizare a soacrei cu trei nurori, iar subsemnatul am fost aplaudat pentru că fiind în clasa a 3-a, am reușit să recit cap-coadă Cântecul Redutei, o poezie cunoscută la acea vreme, acum se citește mai puțin George Coșbuc, aia cu un redută, numai lei, uite măba și buzuce, eu de aici le aud papuce, dar mai mare peste ei, cine e vreun strâmbă lemne, unul și mai și pe semne, unul ceaca, paca, bei. Deci, acum 50 de ani, da? Se făcea teatru la Vicov de Jos. Mă bucur că, iată, și la Suceava se face teatru de câțiva ani buni. Mulțumim frumos! Doamna Zarăjoanu, avem un cadou pentru dumneavoastră, Septimiu Chelcea despre om și lume, studii și reflecții psihosociologice pentru participarea mulțumesc la emisiunea în toată inima noastră. Ei, da, asta da dimineață. Mulțumesc foarte frumos! Televiziunea Intermedia, Alexandria Librării și da. Alexandria Publishing House vă fac acest cadou. Sper să ne revedem în curând, să mai povestim întotdeauna lucruri foarte, foarte interesante cu dumneavoastră. Mulțumim, vă așteptăm la teatru, vă așteptăm la teatru, vă mulțumim, vă așteptăm la teatru. Nicu, ce vedem la povestea vorbe? Ori întâlniri cu doamna cea dragă prietena noastră, Nicol Vasilkovski, va fi la o reluare de anul trecut. Fain om. Un om deosebit pe care de-abia l-așteptăm să revină, să mai revină din când în când și pe la noi, pe la Suceava. Da, și cred că Nicu vine în mod constant, pentru că nu se poate dezbăra rădăcinile ei sunt aici. Mulțumesc, doamna Zarăjoanu, mulțumesc, domnule Nicu. Urmează mulțumesc. O pauză.